Salutare tuturor și iată că aflăm răspunsul la provocarea acestei săptămâni. Provocarea suna în felul următor. Se apropie de intersecție două autoturisme și ambele efectuează manevra de întoarcere. Care din acești doi conducători a procedat regulamentar? Observăm că ambii conducători au intrat în intersecție la semnalul verde al semaforului, iar în momentul când ieșeau din intersecție, deja la semafor era culoarea roșie. Conducătorul autoturismului roșu s-a asigurat că nu sunt pietoni și a finalizat manevra de întoarcere, iar conducătorul autoturismului albastru s-a oprit în fața semaforului roșu, a așteptat până s-a schimbat în culoarea verde și apoi a finalizat manevra. Care din ei a procedat regulamentar? Cunoaștem cu toții că regulamentul circulației rutiere stipulează că conducătorul auto care a intrat în intersecție la semnalul verde al semaforului poate să continue deplasarea în direcția intenționată neluând în considerare semnalele semaforului la ieșire din intersecție. Însă, în cazul când în direcția de deplasare este aplicat marcajul 1.12 sau linia stop sau este instalat indicatorul 5.73, indicatorul stop, loc de oprire, conducătorul trebuie să se conformeze semnalelor semaforului. În acest caz, ambii conducători au intrat la semnalul verde, însă la ieșire din intersecție deja era roșu, conducătorul autoturismului roșu s-a asigurat că nu sunt pietoni și a finalizat manevra, iar cel albastru s-a oprit în dreptul semaforului roșu. Deci, răspunsul la provocarea acestei săptămâni este inima de culoare roșie. Vă urăm să aveți drum cu prioritate și culoare verde în semafoare. Succes!